Bine m-am găsit, dragi prieteni, această seară de manifestații peste tot în țară, sau aproape peste tot. Să vă simți unii lezați până la urmă că îi scoatem pe oameni în stradă, chiar și acolo unde ei n-au ieșit. Au ieșit însă în orașele mari, aproape 50.000 în București, asta ar fi undeva în jurul a 50.000 de protestatari, se spune, 10.000 la Cluj, 8.000 la Timișoara, 5.000 la Sibiu, 2-3.000 la Iași. În total se ajunge la 100.000, spun cei care fac aceste calcule. Proteste împotriva legii grațierii și scandări evidente de data asta. Nimeni nu mai poate să spună că nu știa cui sunt adresate aceste vorbe. PSD, ciuma roșie, mandatați să reprezentați, nu să abuzați. Grup infracțional, treci la tribunal, nu grațiere, da școli și spitale, nu și da fiind înscrise cu majuscule, referendum, asta era o scandare sau pur și simplu o inscripție separată, stop corupției, vrem program de guvernare, nu penali cu suspendare, în fine DNA să vină să vă ia, asta s-a mai strigat și cu alte ocazii, stare de, cum să spun, de stupefacție pe undeva înspre partidul aflat la guvernare, care trimite deocamdată în tușă, atunci când este întrebat exact ce vrea lumea de la el. Oamenii pe undeva nu sunt neapărat în cunoștință de cauză, nici n-ar avea cum să fie atâta timp cât s-a abuzat pe undeva de aceste noi ordonanțe, presupuse ordonanțe, pentru că deocamdată ele nu sunt votate, nu sunt trecute prin Parlament. Nimeni nu cunoaște, ați văzut că nici Liviu Dragnea nu ne-a lămurit cu nimic, nici oamenii din jurul lui, l-am auzit astăzi pe Colin Popescu Tăriceanu, practic în aceeași situație, nici el nu își explică foarte clar, în afară de lipsa de comunicare a coaliției de guvernare, n-a reușit nici el să explice practic mai nimic. Își asumă, dar ce înseamnă să-ți asumi? Să-ți asumi înseamnă să pierzi la leafă. Să-ți asumi înseamnă să nu mai ai slujbă. Să-ți asumi înseamnă să intri la pușcărie. Nu poți să-ți asumi, dar să nu se întâmple nimic. Deci să nu ne jucăm totuși cu termenii ăștia. Nu poți să-ți asumi dacă tu rămâi exact în aceeași situație și oamenii sunt îndemnați să nu te dea afară din casă. Pe undeva. Acum, sigur că putem să comentăm și o să și facem acest lucru, dar după ce citim un pic și explicațiile primului ministru, Sorin Grindeanu, care spune așa, respect opiniile argumentate, nu-i cazul. Aici n-are nimeni opinie argumentată, nici oamenii din stradă, care nu cunosc, evident, în esență, ceea ce s-ar petrece, ei doar bănuiesc că li se coace ceva, dar n-au deocamdată niciun argument valabil în sensul ăsta. De asemenea, nici cei care au încercat să le propună aceste ordonanțe, dacă a încercat cineva. Că deocamdată nu știm care este vinovatul în această situație, să nu fi venit de undeva din cer această tentativă de ordonanță de urgență. Deci nimeni deocamdată n-a explicat foarte clar. Este un drept legal să protestezi în România, zice Grindeanu, atât timp cât o faci pașnic și nu deranjezi pe alții. E dreptul cetățenilor să facă acest lucru. Am urmărit cu atenție opiniile care au reieșit din aceste meeting-uri. Multe dintre ele le pot cataloga ca având distorsiuni. Adică este o distorsiune, pretinde domnul Grindeanu, să nu este un cuvânt din limba română. Vreau să explici cuvântul distorsiune în momentul ăsta, nu cred că este ok. De ce, zice el, a contat sursa sau modul în care au fost prezentate? Eu cred în libertatea de expresie, nu cred însă în jigniri. De o perioadă de timp, în România, argumentul tonalității e mai important ca argumentul în sine. Cum nu cred în agresivitatea pumnului, nu cred nici în tonalitatea argumentului. Păi înseamnă că nu vă uitați la Antena 3. Înseamnă că nu vă interesează RTV-ul. Păi în condiția asta, ce faceți dumneavoastră, domnul Grindeanu? Program de guvernare, înțeleg că n-aveți. Cel puțin așa strigă strada. Nu vă uitați nici la televiziunile, da, care critică manifestațiile de stradă. Ăia sunt cu pumnul, ăia sunt cu tonalitatea. Deci nu l-am înțeles până aici. Nu mi se pare că argumentele însoțite de agresivitate verbală trebuie să primeze.
iarăși valabilă în cazul celor două televiziuni, sunt oameni veniți în piață care n-au culoare politică, însă în urmă cu 6 săptămâni am avut alegeri, a declarat el. Păi da, și dacă am avut alegeri, ce? Înseamnă că cei care n-au votat nu sunt cetățenii României? Înseamnă că cei care n-au votat n-ar fi avut dreptul să iasă în stradă? Sau este totuși iritat un pic domnul Grindeanu că în stradă s-a mai și strigat? Că n-a fost chiar un marș de la de catifea de velur, așa, în care doar să se meargă în față, înainte, oamenii să fie ca vitele și nimeni să nu scoată niciun sunet. Nici asta n-ar fi fost bine, domnul Grindeanu, că atunci ați fi crezut pe oameni chiar proști grămadă. Și atunci sigur că ei au mers, n-au spart vitrine, da, n-au omorât pe nimeni, n-au tras cu pistolul, cum s-ar fi întâmplat pe alte continente, dar totuși au mai scandat din când în când ca să înțeleagă alții ca dumneavoastră, dumneavoastră și alții ca dumneavoastră, așa, despre ce-i vorba. Pentru că nu, din ce explicați aici, dumneavoastră sunteți pe lângă subiect. Da? Deci, încă o dată, vă explic eu dacă n-ați priceput. Oamenii care n-au participat la vot sunt tot cetățeni ai României și au exact aceleași drepturi. Deci ei pot să iasă la 6 săptămâni, că văd că ați numărat, de la alegeri în stradă să vă dea jos. Au drept să o facă. Nu e lovitură de stat. Da? Că nu se încadrează la nimic. Lovitură de stat mai degrabă ar fi o ordonanță de urgență la codul penal. Aia poate să însemne o lovitură de stat, cel puțin așa este ea văzută din punct de vedere politic. Altfel, oamenii se plimbe pe stradă, pe frigul ăsta, ca să se mai întremeze un pic, da? Să se mai încălzească, să stea împreună, este iarăși firesc, vreți să vă explic de ce, cu puțină ironie. Păi în cluburi am înțeles că nu mai au voie. Toate cluburile care au fost puricate în aceste zile nu erau ok. N-aveau ce le trebuie pentru a funcționa. Și să mirau reporterițele și șpicărițele că totuși în aceste condiții de ce să mai duce lumea acolo? Păi atunci dacă nu se duce în cluburi, trebuie să se ducă în stradă, nu? Unde să iasă? Deci au mers pe stradă atât timp cât era curățată strada, nu? Și au manifestat în sensul ăsta. Vreți să vă mai citesc o dată ce au strigat? Împotriva celor de la guvernare. Partidul Social Democrat a câștigat 18%, reamintesc, din populația României, întreagă aici, da? 18% îi aparține PSD-ului, restul nu. 82% nu sunt ale lui. Sigur că acolo nu sunt numai oameni cu drept de vot, dar asta e România. În stradă poți să ieși și dacă n-ai drept de vot. Sau dacă, de exemplu, nu te-ai putut deplasa la vot. Și încă o dată, nu e argumentul suprem ce s-a votat. Oamenii au votat atunci, am explicat de ce nu mai revenim. Poate că între timp, văzându-se sau simțindu-se sau amenințându-se unii pe alții, da, au simțit că vin vremuri grele, mai grele decât se așteptau și s-au sucit. Nu înseamnă că dacă te-a votat cineva, tu ai un cec în alb să-i prăpădești pe toți. Eu cred că aici, dacă stăm să analizăm, totuși suntem mai buni analiști decât Liviu Dragnea, decât Sorin Grindeanu sau decât Călin Popescu Tăricianu. Eu cred că aici s-a făcut totuși o greșeală. Deci bun, nu există spațiu de comunicare. A spus domnul Tăricianu, s-a greșit la comunicare. Ok, asta nu-i mare lucru. Doi, nu există de fapt o strategie. Și aici putem să fim de acord, într-adevăr, așa cum bănuiam din campanie, Partidul Social Democrat n-avea de fapt niciun fel de program. Ok, eu nu pe asta insist. Eu cred că s-a greșit în alt punct de vedere. PSD-ul a considerat că totuși aceste alegeri, câștigate atât de net, nu vor stârni mânia populației într-un termen atât de scurt. Și atunci n-a cântărit exact importanța acestor presupuse ordonanțe de urgență sau potențiale ordonanțe. Deci el n-a cântărit la nivelul ăsta. Nimeni acolo, dintre oamenii cu decizie, că poate amărâții au avut ideea asta, dar nu puteau să o exprime, că în PSD e dictatură. Te dădea imediat afară, stăia și capul. N-au văzut pericolul venind de la așa ceva. Adică au considerat greșit, încă o dată, greșit, faptul că dacă alegerile au fost câștigate atât de net, își pot permite să apese un pic pe accelerație de la început. Ceea ce era fals, pentru că, să ne ierte Dumnezeu, dar am explicat lucrul ăsta. Oamenii nu din motivul ăsta, pentru că aveau încredere totală în PSD sau că știau că vor curge numai laptele și mierea pe străzi, i-au votat așa.
Iar, doi la mână, evident, cei care nu i-au votat, 40% din cei cu drept de vot care nu i-au votat, vin astăzi să se exprime. Deci astea trebuiau totuși luate în calcul. Nimeni însă, aici suntem cu toții de acord, nimeni însă n-a găsit momentul potrivit. Și ăsta este al treilea punct, chiar că nu era momentul pentru declanșarea unor asemenea ordonanțe, având în vedere că totuși se jucau cu focul, sau lor nu le-a spus nimeni, că și asta este o chestiune, că de fapt această țară nu se mai conduce nici din Teleorman și nici măcar de la Palatul Victoria, cu atât o spun din fericire. Pentru că România are niște obligații față de partenerii săi în uniunile și în alianțele pe care le-a făcut și pe care le-a semnat. Deci nu mai poate să facă de capul ei. Nici alte țări nu pot să facă de capul lor. Peste tot, imediat unde se sare calul, da, se intervine. Se intervine mediatic, se intervine administrativ, se intervine la modul de mustrare, de dojană, dar se intervine cumva. Deci nimeni nu mai este de capul lui, din fericire. Da? Sigur că domnul Dragnea nu era acolo în 2007 când România a semnat ultimele acte pentru aderarea la Uniunea Europeană. El nu era acolo, nu era treaba lui. Dar se pare că ei n-au studiat în timp care sunt obligațiile. Ei credeau că au numai drepturi. Asta am tot auzit-o. Am câștigat alegerile, e dreptul nostru. Facem ce vrem cu această țară. Deci au nesocotit până la urmă care este de fapt calibrul și calitatea acestei victorii. Nu, este o victorie modestă. Așa cum o puteam anticipa. Cei care au votat, 45% din cei care s-au prezentat la vot, 18% din populația României, nu sunt oamenii care să conteze cel mai mult. PSD-ul ar fi trebuit să știe asta și din statisticile pe care le avea la dispoziție, dar nu le-a citit cum trebuie. Le-a citit, dar nu le-a citit cum trebuie. Deci oamenii cei mai importanți nu erau cei care i-au votat. Nu sunt cei 45%, ceea ce nu cântărește atât de greu. Forța activă pentru care am militat și în campanie, dacă mai țineți minte. Da? No, eu n-am militat pentru pensionari. Eu militez pentru forța activă a României. Asta e problema. La ăștia nu se gândește nimeni. Adică la oameni ca noi. Oameni în putere, oameni care nu sunt terfeliți, care nu sunt corupți, care au capacitate, care au potențial. Și am spus-o, mi-amintesc și acum cu ce cuvinte, n-are sclipirea, n-are capacitatea PSD-ul să le vorbească acestor oameni față în față, ochi în ochi. Nu are această capacitate. Nu e o problemă. Nu trebuie să fie eroi sau niște supra-oameni. Dar ei nu se ridică la înălțimea capacităților reale ale acestui segment, care până una alta nu s-a prostituat niciodată politic. Pentru că dacă facem niște calcule, și cu asta încheiem acest subiect, trecem la alte dezbateri, deci niciodată nu s-a demonstrat clar acest lucru, sigur. Niciodată nu s-a demonstrat acest lucru că oamenii care nu s-au dus la vot n-ar avea până la urmă discernământ sau n-ar avea valențe politice. Le au, dar le țin ascunse, poate. Da? Ca ăla care păstrează cărțile, le mai ține o tură. Dar poate că vine la un moment dat momentul în care să le arunce. Acum, sigur, oamenii nu sunt neapărat chibzuiți. Dacă stai să-i asculți pe fiecare, să le pui microfonul în față, poate și emoția, sigur, a unei discuții în direct, poate și tracul pe care l-ai când te urci pe scenă, respectiv când cobori în stradă, ei nu sunt extrem de convingători atunci când vin și spun pentru ce se află acolo. Dar încă o dată au totuși acest argument suprem, că nu le-a explicat nimeni. Ei au simțit că ceva nu funcționează și atunci sigur că s-au deplasat. Acum,